În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Câți hargați ai Tatălui meu mănâncă pâine, iar eu pierd de foame. Acesta este mesajul Evangheliei de astăzi, care de fapt în esență se referă la glasul și strigătul unei singure persoane, dar de fapt este strigătul întregului Vechi Testament. Dacă Vameșul a înaintat prin virtutea smereniei din spatele bisericii până în Evanghelia de Duminică, fiind un model și un promotor pentru prima etapă de pocăință, care înseamnă cunoașterea de sine, Fiul Risipitor, poate chiar fariseul din fața Sfântului Altar, s-a dus la tatăl său și i-a spus: dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și cred că această parte de avere cuprindea întreaga etapă a Vechiului Testament. Vremea timpului tăierii împrejur, vremea decalogului, vremea împăraților, vremea judecătorilor, vremea prorocilor. Deci toate etapele despre care și femeia samarineancă spunea cândva: 5 bărbați am avut. Și Mântuitorul îi spune: da, dar niciunul nu ți este bărbat. La fel și în Evanghelia de astăzi. Fiul Risipitor își ia partea de avere, și aici averea poate fi interpretată în mod material când este vorba de financiar sau mijloace fixe sau mobile, deci proprietăți personale. Poate fi calitatea cu care te-ai născut ca om. Unul se naște inteligent, unul se naște isteț, unul se naște muzicant, unul se naște medic, unul se naște judecător, unul se naște ministru, unul se naște împărat. Și când spun lucrul ăsta, de ce? Ceea ce Dumnezeu va rândui în soarta lui să facă în momentul în care el își petrece viața pământească între oameni. Este tot o avere personală. Mai este o zestre strămoșească. Zestrea strămoșească este ceea ce primește copilul în educația familială de la părinții lui până în clipa în care devine el familist sau matur. Și această zestre strămoșească poate fi tot materială sau tot spirituală. Și când mă refer la zestrea spirituală, mă gândesc doar la acei copii mititei pe care îi împărtășiți duminică de duminică la biserică, și când vor fi ei mărișori sau vor avea 10-15 ani, își vor aduce aminte când fac vreo trăsnaie, în mod știut sau neștiut sau în mod voit sau nevoit, că ei au greșit, că totuși când erau mai mici, mama și tata îi ducea la biserică. Și este bine, aceasta este luarea aminte de sine. Dar o altă zestre și mai înaltă este ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu, sufletul. Deci sufletul din om este cel mai important decât toate. Și cineva va zice: lasă-mă că nu trăiești numai cu sufletul. Ba, trăiești. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea gândi. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea vorbi. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea discerne. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea înțelege. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea alege. Dacă n-am avea sufletul, n-am putea să avem sentimente sau afect, cum se spune, afecțiunea. Dacă n-am avea sufletul, n-am avea memoria. Deci ceea ce ne folosim noi în zi de zi când facem carte, când învățăm, când ne pregătim profesional. Și dacă n-am avea sufletul, nu am fi cu Dumnezeu. Sufletul este dat omului de Dumnezeu. Și în cele din urmă, dacă n-am avea suflet, am fi ca dobitoacele pe care noi le îngrijim în jurul curții noastre și ne folosim de ele. Vaca, pasărea, porcul, oaia. Și de ce spun lucrul acesta? Oricât de mult ai griji un astfel de animal și oricât de tare ai ține la el,
În momentul când îi vine sorocul, tu îl trimiți, deci din pasăre faci ciorbă, din porc faci friptură, din la vacă mănânci lapte, calul pui să tragă, chiar dacă îl hrănești, îl perii, îl îmbraci, îl grijești, îl speri, îl întreții. Ei, în momentul în care noi avem suflet, misiunea e mult mai înaltă. Nu e de natură biologică, doar creșteți și vă mulțiți. Că așa ar face femeia 100 de copii, sau ar face 70 de copii, sau 30 de copii, sau 40 de copii, sau 20 de copii, și i-ar lăsa precum păsările sau dobitoacele în societate, într-o luptă supranaturală de conservare și viețuire. Nu! Ci omului i s-a dat rațiunea și inteligența de a face totul cu discernere. Și ce înseamnă această discernere? Apostolul Pavel ne spune. Bărbatul și femeia stau o vreme împreună pentru prunci și fii, dar apoi se deosebesc unul de celălalt, se despart și stau să se roage. Deci avem și o viață spirituală. Și atunci în viața aceasta spirituală în care intervine Dumnezeu în viața noastră, noi învățăm rostul a ceea ce creiem și facem. Și anume, educația copiilor, profesionalismul copiilor, credința și zestea duhovnicească a copiilor și educația socială a copiilor, adică rolul lor în societate. Fiecare la rândul lui va succeda o funcție a societății ca și părinților pentru bunul mers a legii generale a habitatului uman. După ce am vorbit despre toată această zestre, ne ducem acum la tânărul din Evanghelie, care nu e un tânăr oarecare, ci este un tânăr care știe că trebuie să-și primească o parte de zestre. Spune că o ia și pleacă într-o țară îndepărtată. Țara nu are nici nume, nici distanță. Oricum îndepărtată. Țara îndepărtată este depărtarea de Dumnezeu, locul unde Dumnezeu nu există. Și cineva va pune întrebarea, dar există un loc în care nu există Dumnezeu? Există. Locul unde faci păcate nu mai este Dumnezeu. Și am să vă spun de ce. În momentul când în Sodoma și Gomora, fără de legile, au copleșit dreptatea și mila lui Dumnezeu, Dumnezeu nu și-a permis să plece singur, ci l-a luat pe Avram de călăuză, parcă el nu știa pământul care l-a zidit. Dar nu era nevoie de o lumină în întuneric. Același lucru a făcut și tânărul. A plecat într-o țară îndepărtată, fără nume, dar de departe, adică departe de Dumnezeu. Și spune că și-a cheltuit averea. Nu e nevoie să tâlcuim. Toți sfinții părinți, dacă citim și multe predici și ascultăm și ce spun preoții la altare, o să vedeți, se pune foarte mult accent pe comportamentul acesta pasional și erotic și plăcerea și destrăbălarea și distracția în care orice om este angrenat dacă nu are o măsură și a păcatului, pentru că trebuie să păcătuiești cu măsură. Și cineva o să zică, cum adică? Păi, noi greșim în fiecare clipă, dar este unul să greșești cu voie și alta să greșești fără voie. Este una să greșești cu bună știință și este alta să greșești fără știință. Ei, acest tânăr a greșit premeditat, pur și simplu s-a depărtat, a plecat într-o țară oarecare și s-a lăsat în seama încăpățânării lui. În timp ce își petrecea locurile și desfătările în țara depărtată, s-a trezit la un moment dat sărac și gol. Și când spun sărac și gol, le iau de la capăt. Nimic financiar, nimic material, adormirea sufletului, adormirea conștiinței și aici cineva va zice, dar de unde știu eu că sufletul adorme? Simplu. La Filocalea 4, Ioan Carpatinu, spune așa, conștiința lucrează de două ori. La virtute se oprește, pentru că lucrează dragostea de Dumnezeu. La păcat se oprește, că lucrează păcatul. Și atunci conștiința nu mai stă în întunecimea păcatului. Iată că acest tânăr a ajuns și la consumarea sufletească. Deci și-a irosit și puterile sufletești. Adică a ajuns la ce? La nebunia duhovnicească. Și cineva va spune, ce e aceea nebunie duhovnicească?
Nebunia duhovnicească este starea în care omul are atâta confuzie în minte, încât neagă puterea lui Dumnezeu și ajutorul lui, puterea Sfinților și ajutorul lui, puterea Harului și ajutorul lui, puterea credinței și ajutorul ei, puterea nădejdii și ajutorul ei, puterea dragostei și ajutorul ei. Și acel om se numește, de către psalmistul David, zis acel nebun când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Scurt, deci se numește nebun. Nebun nu delegat, adică fără de minte. Deci mintea lui s-a încălcit. În momentul în care tânărul a ajuns la această epuizare și s-a golit de tot, a mai încercat o ultimă forțare. Nu se putea întoarce acasă adus de ambasadă. A fost nevoie să-și câștige existența într-un mod mai josnic. Și atunci ce s-a făcut? Porcar! Grijea porcii unui stăpân. Cine erau porcii unui stăpân? Erau patimile diavolului. Și aici ce întâlnim? Demonizarea rațională. Îndrăcirea sufletească. Și ce înseamnă îndrăcirea sufletească? Îi spui la om să nu fumeze și fumează, îi spui la om să nu bea, el bea, îi spui să nu divorțeze, divorțează, îi spui să nu curvească, curvește, îi spui să nu facă păcate extravagante din astea moderne, mizerabile, el așa face, îi spui să nu se prostitueze, asta face, îi spui să nu urască, asta face. Deci se pune de-a curmezii și în tot ceea ce înseamnă morală și ceea ce înseamnă bun simț. Acești porci se hrăneau cu roșcove. Și aici simbolul este foarte frumos făcut de Teofilax și Ioan Gură de Aur, care spune că e vorba de un fruct mic care la început, în primul contact cu papila gustativă, pare dulce, dar apoi este amar, scârbos și grețos. Așa e și păcatul. Până ce te-ai văzut mort în crâșmă de beat, să se pare că băutura e bună, după aceea nu mai știi ce-i cu tine, până te-ai văzut destrăbălat, ai impresia, și aici nu mai comentez, ci fac o simplă expresie, tot ce vedem noi erotic în filmele pornografice este doar un anturaj al minții, pentru că în contactul real între bărbat și femeie, actul este un act biologic normal care se întâmplă și la vacă, și la oaie, și la porc, nu e nimic în plus. Dar omului îi se pare ceva peste fire și atunci în angrenarea imaginației, în podul dracilor, el are impresia că a făcut ceva ce nu s-a mai văzut. Așa și fiul risipitor. A mâncat la roșcove până i s-a făcut greață. Pe românești. Dar în iubirea de oameni a lui Dumnezeu există mila. Și aici a intervenit mila lui Dumnezeu. Stând acolo trântit jos în terfeleala păcatelor lui, deodată și-a adus aminte că hargații tatălui său mănâncă pâine și el piere de foame. Și cineva va zice, dar ce, nu s-ar fi găsit pâine în ținutul acela? N-avea nicio treabă. Pâinea pe care o mâncau argații tatălui era împărtășania lui Hristos. Era pâinea cea vie din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Era pâinea vieții, era pâinea euharistică pe care o avem la potir, despre care a spus Hristos, omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci era pâinea transformată în liturghie, în cuvântul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos cel înviat. Deci aici este vorba de o prorocie făcută de fiul risipitor, fără ca să-și dea seama ce se întâmpla la casa tatălui său. În momentul în care fiul se referă la pâine, de fapt ce ne sugerează? Că și când te-ai hrănit de păcat, repet, cum arată războiul nevăzut al lui Nicodima Ghioritu, în momentul când te-ai hrănit de păcat și ți s-a făcut silă de tine și de păcatele tale, ai două șanse. Ori să alergi la Dumnezeu, ori să te sinucizi. Și ați văzut cel mai modern acum, după cum ne arată mass media, cei mai mulți sar în cap de la bloc, se electrocutează, se spânzură, se otrăvesc, se conectează la
tot felul de surse de energie sau își dau foc cu butelia sau cu benzină, nu e nicio supărare. Este marfa consumistă pentru iad. Dacă iadul ar sta gol, toți dracii s-ar năvăli pe pământ. Dar pentru că au acolo de schinjit suflete, ei stau și îi muncesc acolo în iad și atunci pământul e mai liniștit. În momentul în care fiul risipitor a ajuns în culmea apogeului păcatului, totuși în sclipirea minții lui, a sărit cel din tâi semn că ei poate exista ce? Revenire. Și ce a spus? A spus cel mai frumos lucru din istoria pildelor pe care le-a spus Mântuitorul. Mă voi scula. Deci iată ce frumos. Deci dintr-o viață petrecută, cum spun filozofia, cum să facem și filozofie, în mod orizontal, adică numai cu nasul în pământ, numai în pocăință, și numai în patimă și păcat, s-a gândit deodată că trebuie să-și îndrepte mintea în sus. Și fii sigur că s-a uitat la cer, că dacă n-ar fi privit cerul, nu și-ar fi dat seama de lucrarea mâinilor lui. Și în clipa aceea a și spus ce vrea să facă. Mă voi duce la tatăl meu și voi spune că am greșit. Deci iată ce frumos. Apar trei taine legate una de alta. Taina pocăinței, mă voi duce la tatăl. Taina dezlegării păcatelor pe care o va spune Mântuitorul. Ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi. Deci vrea să-i spună tatălui tot ce a greșit și la cer și înaintea ta. Și aici e foarte frumos când spune la cer și înaintea ta, în mod concret este vorba de treimea cea de o ființă. Duhul Sfânt l-a luminat pe el și l-a adus la cunoașterea de sine și la măsura în care a ajuns de decăzut. S-a dus să-i mărturisească tatălui greșeala, dar și cerului. De ce? Pentru că ai fost în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul. Dar în rai ai fost cu tâlharul și pe scaun ai fost cu tatăl, toate umplându-i de ceea ce ești necuprins. Deci iată, fiul risipitor își aduce aminte de puterea lui Dumnezeu și de puterea iertării fiului lui Dumnezeu. Deci își dă seama Vechiul Testament că toate prorociile și tot ce s-a scris despre Mântuitorul trebuie să se împlinească și să se îndrepte în Iisus Hristos. Aici apare pentru prima dată, dacă vreți, în Evanghelia de pocăință, ce? Apare căutarea răscumpărătorului, căutarea izbăvitorului. De aceea mărturisește și înaintea Tatălui și la cer. Și cea de-a treia taină este taina lacrimilor. Deci omul, ca să ajungă să se golească de răul care îl frământă, trebuie să aibă lacrimi de pocăință. Lacrima de pocăință nu este cea pe care o vezi în batistă. Lacrima de pocăință este cea care străbate și zdrobește inima. Deci lui i-a crăpat carapacea răutății de pe inimă. Străpungerea, așa spun grecii în tratatele lor de pocăință. Deci i s-a străpuns inima și în momentul acela și-a revenit în sine, spune Evanghelia, și revenindu-și în sine. Și acum să analizăm partea a doua. Deci până aici avem ecranul pământesc a omului care umblă de nebun. Societatea care o ia în toate direcțiile unde crede ea și unde vrea ea. Apare planul dezamăgirii, apare planul derulării fără de legilor după voia și nebuneala fiecăruia, apare dezastru, că spun uneori oamenii, Părinte, dar dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce îngăduie atâția bolnavi, de ce îngăduie atâta suferință, războaie, omoruri, nedreptăți? Dar ce le interesează pe Dumnezeu ce faci tu pe pământ? Asta e treaba lui? Pământul a dat fiilor oamenilor și le-a spus, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și le-a spus, deci Dumnezeu când i-a trimis pe pământ, le-a spus oamenilor cel mai elementar lucru de mântuire.
Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și din, tot inima ta, din toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți. N-are timp Dumnezeu să vină să vadă de ce înșeli tu la raft, de ce furi bani de la stat, de ce dai în cap la slugă, de ce îți bați nevasta, de ce nu-ți educi copiii. Nu-i treaba lui. El doar contabilizează, nu intră în liberul tău arbitru. Că știți ce ar fi? Ar fi două șanse. Ori să facă Dumnezeu să doară prostia și toată lumea ar rage, ori să facă Dumnezeu ciomag și îngeri și ai vedea pe toată lumea schiloadă. Dar atunci nu mai este Dumnezeu. Că se bagă în viața ta. Și atunci Dumnezeu a ales. Și spune în capitolul 11 la Apocalipsă. Cel ce face bine, să facă bine. Cel ce face rău, facă în continuare rău. Că atunci când eu vin, plătesc fiecăruia după ceea ce a lucrat. Deci ați văzut? Aceasta este viziunea lui Dumnezeu. Ce face un tată când îi pleacă un copil de acasă? Aleargă la biserică și cu mama și cu frații și cu bunica și cu neamurile și cu prietenii și îi ține preotului o teorie și o explicație de 10 ore. Dar ce bun era, dar ce asculta, dar ce cuminte era, dar părinte, nu-mi dau seama, dar întrebați și pe vecinul. Dacă era bun, nu făcea așa. Și rămâne foarte desumflat când îi dai câte un răspuns din ăsta tampon și îi spui, și care-i treaba? Mă, ce vreți să vă sinucideți că a plecat de acasă? Lasă-l să umble de nebun până își vine în fire. Ce, crezi că unde se duce o să găsească frigiderul plin ca la tine sau patul cald sau haina spălată și masa pusă? Ducă-se la prostituție, la drog, la fumat, la înjurat și când abate la ușă ca un câine de pripas, îl întreb, la ce-i frate, ai terminat împărăția și raiul pământesc? Ai venit la casa părintească? Și atunci ai impui regula. La noi în casă așa se face. La tine în libertate, fă cum vrei. Același lucru l-a făcut și Dumnezeu. Cât l-a avut pe Adam în rai, i-a spus, de aici mănânci, de aici nu, asta ai voie, asta n-ai voie. Când Adam a crezut că poate fi el Dumnezeu, și-a luat nevasta de mână. De ce îi spun nevastă? Pentru că până atunci n-aveau cum să păcătuiască, că erau ca îngerii. N-aveau cum să aibă pofte, pentru că omul era îmbrăcat în har. S-au dus la pomul binelui și răului, au mâncat, Dumnezeu le-a deschis frumos poarta, le-a spus, n-a cunoașteți lumea cea largă, pe către care v-ați îndreptat. Au stat și au plâns la poarta raiului și Dumnezeu le-a spus, îmi pare rău, nu se mai poate. Deci trebuie să vă cunoașteți unul pe altul, să munciți pământul. El o să vă dea și un pic de pălămidă și un pic de spini. O să mai faceți bătături în palmă. O să aveți sudoare pe față. Iar tu, femeie, ai să asculți de bărbatul tău. Iar tu, femeie, am să-ți dau în tine o putere de răscumpărare și sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, dar deocamdată libertate. Și-a umblat omul liber 5508 ani până s-a născut Hristos. Iată cât a hălăduit Fiul Risipitor. Până la venirea lui Hristos, toată lumea a fost un haos. Iadul plin de morți, iadul plin de suflete, moartea stăpână și regină peste tot. Dar în momentul în care și-a revenit în sine, și s-a îndreptat la Tatăl și a mărturisit păcatul și aceasta prin proroci, prin profeți, prin patriarhi și așa mai departe, a venit și răscumpărătorul care a zdrobit moartea cu moartea pe moarte călcând și în același timp a venit și izbăvitorul care ne-a dat nouă ce? Pâinea cea de toate zilele sau pâinea cea veșnică, pâinea cea spre ființă. Sunt mai multe variante de explicat acest text al Tatălui nostru. În schimb, Iisus Hristos a spus, aceasta s-o faceți în veacul veacului, spre pomenirea mea. Și le-a arătat cum, binecuvântând pâinea, a zis, luați mâncați, acesta e trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
Și arătându-le vinul, a binecuvântat paharul și a zis: beți dintr-o acesta toții, sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și aici și-a adus aminte fiul risipitor că hargații tatălui mănâncă pâine. De ce? Asta e toată taina la Dumnezeu. Oricine greșește și se întoarce, este iertat. Și fiul risipitor a fost foarte conștient. Am luat Noul Testament, dar am memorat-o cât am citit-o. A spus așa: tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu sunt vrednic să mă numești fiu, dar nu mă rămă printre hargații tăi. Deci iată ce frumos. Nu mă rămă printre hargații tăi. Și aici Sfinții Părinți arată. Sunt trei moduri de a avea frică de Dumnezeu. Din dragostea de a nu-L supăra, și aceia sunt fiii, fiii împărăției. Din frica de a nu păcătui, și acelea sunt slugi. Deci, unii spun așa: nu fac rău că mă duc în iad. Unii spun: nu fac rău că mă pedepsește Dumnezeu. Nu vreau să fac rău că nu vreau să iau pedeapsă sau să-mi dea Dumnezeu vreo ispită. E corect și nu-i corect. Cel mai corect este ce spune Filocalia. Sfinții se temeau atât de mult de Dumnezeu ca nu cumva supărându-L să nu-i poată gusta de plin bucuria. Sfinții trăiau extazul, trăiau înainte vederea, trăiau uimirea, trăiau răpirea, trăiau lumea de dincolo, deci erau transcendenți încă din viață. Așa vede Sfântul Antonie în pustie cum trecea sufletul unui sfânt și a spus: uite, sufletul avea mâna, pleacă la cer. Sau iară, nu știu care sfânt din Pateric, să ne plecăm, că acum un mare astru al pustiei i-a luat Dumnezeu sufletul la cer. Sufletul călătorea ca o lumină către cereștile locașuri. Deci iată ce înălțime a minții. Și cineva venea să spună: ai văzut că te-a făcut știința? Da, e nevoie de satelit acum ca să poți să-ți meargă celularul, pentru că nu mai ai darul înainte cunoașterii și vederii. Înainte oamenii, citiți Filocalia lui Varsanufi și Ioan. Stătea Varsanufi într-o pustie și Ioan într-o pustie și ucenicii duceau scrisori. Când se ducea Ioan cu întrebările la Varsanufi, Varsanufi deja trimitea ucenicul cu răspunsurile până a citi întrebările. Pentru că el știa cu gândul și cu înainte vederea ce dorește celălalt și îi da răspunsuri. Și așa ne-a rămas nouă o carte numită Filocalia. Cei între Sfinți Părinți, Varsanufi și Ioan, cuvinte de folos, scrieri, întrebări și răspunsuri. Când omul s-a prostit și s-a tâmpit, Dumnezeu i-a dat cămila, măgarul, calul, căruța, mai târziu i-a dat trenul, locomotiva, avionul, satelitul, cu ce vrea el, cu supersonicul. Pe când Sfântul Gherasim de la Iordan, dacă era sporit la Dumnezeu, și acum o să credeți că vă spun sefeuri, dar ele sunt reale, pentru că au fost trăite și văzute de-a lungul secolelor creștine, a venit dracul să-l ispitească la rugăciune. Și l-a legat Sfântul Gherasim cu crucea și i-a spus așa: te leg să stai aici. Și a spus: Sfinte, nu te mai chinui niciodată. Zi-mi ce să-ți fac, numai dăm drumul. Îți dau drumul cu o singură condiție. În noaptea aceasta mă duci până în cetatea sfântă la Ierusalim, că să face sfânta liturghie. L-a luat pe Gherasim pe spate și l-a lăsat în Ierusalim. A stat la sfânta liturghie, dracul legat la gard cu cuvântul. Când s-a terminat liturghia, Ava Gherasim s-a suit pe drac și a venit acasă. Și cu tare spune, zice: păi l-am văzut pe Gherasim, zice, din pustie era la sfânta liturghie. Ai bă, cât drum e de acolo și câte sute de mile, când să vină? Și când merge, îl întreabă, zice: ai fost la sfânta liturghie, zice, la Ierusalim? Da, zice, cred că am fost. Păi cum ai ajuns și când te-ai întors? Parcă asta mai contează. Deci, de asta acum ne trebuie avion, pentru că nu avem noi măsură să-l stăpânim pe dracu, sau nu avem noi putere, cum făceau sfinții. Îi lua Dumnezeu și îi ducea dintr-un loc în altul. De ce? Pentru că erau trupuri sfințite și erau oameni de înaltă trăire cărora îngerii le slujeau. Și atunci ce se întâmpla? Oamenii erau nefirești. Și ce spun Sfinții Părinți despre această stare? Este starea adamică din rai la care ajung sfinții cei sporiți. Dar nu cu blasmă,
nu cu video, nu cu casete porno, nu cu frigiderul plin de carne, nu cu schiuri la munte, nu cu gagici la hotel. Post și rugăciune. Trăire înaltă, semințe muiate, pe smeț uscați. Asta era măsura. Și de ce v-am amintit lucrul ăsta? Ca să vedeți de ce a rămas șocat fiul risipitor. Adică cei care nici măcar n-ar merita să mănânce pâinea tatălui meu se hrănesc cu pâine. Și eu care sunt fiul legitim, botezat, cununat, miruit, Duhul Sfânt asupra mea, rațional, suflet viu, creat de Dumnezeu, stau și slujesc diavolului. Și în momentul acela, tatăl i-a demonstrat puterea iubirii supreme. Spune mai departe Evanghelia, e un gest de noblețe ăsta. Că tatăl în momentul când a venit fiul, l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe grumaz sprijinindu-și capul pe el. Adică arătându-i că totuși ar fi dorit de la acest fiu să-i fie toiag bătrâneții. Dar ce fel? Cum să tâlcuiește aceasta? Simplu. Pe oricare din noi Dumnezeu se bizuie și vrea să se odihnească. Așa cum s-a odihnit în Maica Domnului, în Ioachim și Ana, în Zaharia și Elisabeta, în Vasile Grigore și Ioan, cei care i-am prăznuit ieri. La Sfinții de ieri, cel mai interesant lucru care a fost, cum sunt oamenii la biserică și ei sunt mai pietiși și pătimași, și ei aveau un defect. Unii spuneau că Ioan e cel mai sfânt, alții că Vasile e cel mai sfânt, alții că Grigore. Și într-o noapte s-a arătat unui episcop îmbunătățit din cer o arătare de la Dumnezeu și a spus așa, nu-i mai puneți împrăștiați așa, zice, că derutați poporul. Puneți-i toți în aceeași zi, că înaintea Sfintei Treime aceeași putere au. Și așa a luat ființă sărbătoarea Sfântului Grigore, Vasile și Ioan, cei trei ierarhi, adică treimea de arherei. Și spune Sfântul Maxim în Mistagogie, și mai este la un Sfânt Părinte, dar nu am exact în memorie acum, că de n-ar fi fost Vasile, Grigore și Ioan să stăpânească în secolul 3 și 4 toate ereziile vremii și timpului de atunci prin scrierile și modul lor de a gândi creștinește și de a marca veacul bisericesc, Hristos putea să se nască a doua oară. Deci atât de nebună era lumea și de rătăcită. Dar acești trei mari stâlpi au plasat ortodoxia într-un element stabil dogmatic care n-a mai putut fi mișcat niciodată. Ioan, prin înalta slujire și morală și trăire privind preoția și arheria, Vasile, prin scrierile cele înalte și reguli de fier în ceea ce însemna viața creștină, iar Grigore, prin teologii înalte. Fiul risipitor se trezește în fața tatălui, care la un moment dat deschide lada de zestre a casei și spune celor care erau împrejurul lui, acum în clipa asta, puneți-i sandalele în picioare, dați-i inel în mâna cea dreaptă, dați-i mante și haină nouă, dați-i din nou tot să strălucească, aduceți vițelul și îl junghiați, ca mâncând să ne veselim. Deci iată ce frumos. Tu te saturi de făcut păcate, te saturi de făcut fără de legi, primești iertarea divină și mai primești și înjunghierea vițelului celui gras. Și el rămâne mirat, dar tatăl îi dă răspunsul cel mai înalt despre care spune și în Sfânta Scriptură. Bucurie se face în cer pentru un păcătos când se pocăiește. Ei, tatăl a folosit un termen mai interesant ca exprimare. Bucurați-vă! Veseliți-vă, cui spunea oștilor cerești, că acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Iar Vasile Gondicachis, un teolog grec care tâlcuiește foarte frumos parabola fiului risipitor, spune că tocmai această imagine a fiului risipitor este legată direct în paralel, deci în antiteză, cu ce? Cu căderea lui Adam. Mort a fost și a înviat.
Adam cel dintâi cu suflet viu, Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Ce a făcut Adam prin învierea lui Hristos? S-a ridicat din morți. Deci a înviat din morți. Cum a înviat? A treia zi după Scripturi. Deci ce a făcut Hristos? A înviat ca noi să nu mai murim niciodată, spune Apostolul Pavel. Și dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Deci iată-l, mort a fost și a înviat. Deci a căzut fiul risipitor și s-a zdrobit, s-a terminat. Deci n-au avut ce să-i facă nici prorocii, nici legile Vechiului Testament, nimic. A trebuit să vină Tatăl să intervină prin mijlocitorul și să-l facă înviat, să-l aducă la casa părintească înviat. Prin ce? Prin liturghie, prin euharistie. Euharistia de la cruce și unul împungând în coasta cu curs sânge și apă, botez și împărtășanie. Pe ce? Pe cruce, pe altar. În momentul acela, zice, pierdut a fost și s-a aflat. Cum putem să ne dăm seama că nu e o minciună și e vorba de Adam? Ce face Dumnezeu în rai când se uită pe acolo și nu găsește pe Adam și pe Eva în privirea ochilor lui? Adame, unde ești? Și el a strigat. Aici ești, Doamne, dar ești gol. Mă voi scola și mă voi duce la tatăl meu. Și voi spune, am greșit la ce și înaintea ta. Și aici, din nou, se face o antiteză în ce? Între căderea adamică și dragostea Tatălui, a Creatorului, a lui Dumnezeu. Care era? În clipa în care l-a strigat pe Adam, Adame, unde ești? Și a spus, aici, Doamne, zgol. Adam, în loc să-și ceară iertare, i-a dat lui Dumnezeu explicații, pe când același Dumnezeu, prin pilda fiului risipitor, arată umanității căzute ce trebuia să facă, de fapt, Adam. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, am greșit, părinte, la cer și înaintea ta. Asta trebuia să spun Adam și eram veșnic înger. Nu mai stăteam azi la Vlădiceni, în picioare, să ascultăm o oră cum se sparge la în figuri cu texte. Deci, fraților, asta e taina învierii în parabola fiului risipitor. E, de fapt, liturgia lui Hristos și răstihnirea jertfei lui pentru mântuirea sufletelor noastre. Noi toți suntem fii pierduți. Dacă n-am fi botezați, dacă n-am avea Duhul Sfânt, dacă n-am avea harismele, dacă n-am avea cele șapte taine și n-am avea sublimul tainelor, Sfânta Liturghie, cea care ne curăță și ne îndumnezeiește permanent. Că așa spune psalmistul, voi sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt. Dar aici intervine acum un alt lucru. După toată această poveste, unul care era pe la câmp, un alt frate al fiului risipitor, aude muzică și într-o suflare se duce acasă. Cum adică tata face ospăț fără mine? În momentul în care fratele fiului risipitor ajunge la casa părintească, se adresează tatălui și îi spune, tată, eu am stat tot timpul cu tine. Am fost totdeauna cu tine. Și mie nu mi-ai dat să jerfesc măcar un miel. Iar el, după ce ți-a cheltuit toată averea cu desfrânatele, termenul păcatelor fiind a poftelor, i-ai mai tăiat și vițelul gras. Și tatăl i-a spus, toate ale tale sunt ale mele. Fiecare le-a tâlcuit în fel și chip. Ele au cu tot o tâlcuire aparte și interesantă. Când am dat de ea la Sfântul Simeon, nou teolog, mi s-a părut că-s cel mai tare din toți. Acum vă spun și vouă ca să fim toți tari. Fratele fiului risipitor sunt îngerii căzuți prin neascultarea diavolului Heruvim, care vroia să fie deasupra lui Dumnezeu. Și când spune că mie nu mi-ai dat măcar un miel să jerfesc, că dacă sunteți atenți, fiul risipitor nu era acasă, fratele fiului risipitor era undeva la câmp. Deci ce făcea fratele fiului risipitor la câmp? Strecura păcatul mândriei și a părerii de sine peste oameni, peste lume, aducea ispitele. Deci fratele fiului risipitor avea o treabă bine gândită.
Și i-a cerut socoteală tatălui. Deci mie măcar un mial nu mi-ai dat. Deci eu când am greșit un pic cât m-am înălțat, m-ai și dărâmat. Și atunci Dumnezeu îi dă răspunsul. Dar tu ai fost pururea cu mine. Când eu am făcut cerul și pământul, lumea văzută și nevăzută. Nu erai cu mine când am făcut stelele și luna. Luminătorii cei mari m-au lăudat toți îngerii mei. Auzi ce frumos. Deci și diavolii la vremea, fiind îngeri, îl lăudau pe Creator de închipuirea frumuseții dumnezeiești care izvora din puterea gânditoare a dumnezeirii. Și el s-a depărtat, a plecat la câmp, la țarină, deci avea treabă acolo, ispitea. Și aici a venit să ispitească pe tatăl, exact cum este și pilda din Pateric. Și de ce vreau să o pun în antiteza asta, ca să o înțelegeți mai bine? Unul cădea mereu în păcate și tot ducea la icoana Mântuitorului și plângea. Iartă-mă, 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 iartă-mă. Și Dumnezeu tot îl ierta. Și deodată s-a enervat, diavolul și-a apărut și a zis, dar stai, Iisuse, tu te crezi drept judecător, da? Eu, ca diavol, am greșit odată și m-ai aruncat din împărăție. Ăsta greșește în fiecare zi și îl ierți. Și atunci se aude glasul Mântuitorului din icoană care spune, învechitule Arele, o singură picătură de sânge dumnezeesc ajunge să spele păcatele lumii. Dar lacrimile lui de pocăință înaintea mea și smerenia lui chiar nu sunt nimic? Și s-a făcut ca un fulger și l-a topit pe diavolul și a luat sufletul celui care se ruga la icoană și l-a dus în rai mântuit. Deci, vedeți, asta e taina lui Dumnezeu. Aici e balanța unde noi oamenii ne prindem urechile. Că dacă ar fi să o raportăm la lumea clasică, în care trăim noi, am avea un răspuns și pe această linie, privit din punct de vedere uman. Îi auzi pe oameni când le spui, fa așa, fa așa, părinte, nu pot. Și atunci, ca preot, îi spui, băi, dar Sfântul Cutare cum a putut? Dar Sfântul Cutare cum a putut? Și el îți dă un răspuns din ala de enfază. Dar ce eu sunt sfânt? Sfinț, așa a vrut Dumnezeu, n-a vrut Dumnezeu. Tot ca noi din mamă s-au născut, tot ca noi pe pământ au trăit, tot ca noi au mâncat, tot ca noi au dormit, au plâns, au râs, au suferit. Au fost oameni ca și noi. Și tot fratele fiului risipitor, mai sunt acei creștini, mulți puțini, Dumnezeu îi știe, care au întotdeauna imaginea, și aici am să fac o remarcă foarte atentă, să nu o înțelegeți greșită, care trăiesc cu impresia că dacă suntem ortodoxi, suntem și obligați să intrăm în rai. E o mare înșelare. Spune în Scriptură și spune la Sfântul Ioan Gură de Aur în Împărțirea de Grâu. Vai de creștinul care s-a născut creștin și moare cu fapte de păgân, mai bine nu se năștea și putrezea în pântecele Maicii lui, și ferice de păgânii care s-au născut păgâni și mor cu fapte de creștin. Și mă duc și mă argumentez tot din Pateric și vă aduc răspunsul. Trecea Sfântul Macare și a văzut o tigvă ilinească, știa dacă cu piciorul. Și tigva a spus, nu mă lovi. Și a zis, dar tu cine ești, diavolul? Nu! Eu sunt un elin. Sufletul meu e nead. Dar când voi ortodox și faceți liturghie, în momentul epiclezei se luminează tot iadul. Și ne bucurăm de lumina vederii lui Hristos. Tocmai de aceea la liturghia înainte sfințită, în postul mare, când se face liturghia aceea cu lumânarea și cu clopoțelul, este un moment sacru despre care nimeni nu-și dă seama și îl tratează cu flit, că așa sunt babile atente la pomelnice, la mere, la colaci, la lumânări și la colive, și preotul spune, lumina lui Hristos luminează tuturor, deci atunci luminează și cerul, și pământul, și cerurile celor, și de desubtul iadul. De ce? Pentru că și sufletele celor păcătoși tot de Dumnezeu sunt create, și sufletele celor din muncă tot de Dumnezeu sunt create, și sufletele celor de pe pământ tot de Dumnezeu sunt create, și sufletele dreptilor și a sfinților din cer tot de Dumnezeu sunt create. Și El poartă grija de toată făptura. Și atunci, pentru aceea, de ce dă lumină? Și ca o mângâiere, dar și ca o mustrare de vierme ne-a dormit. Uite cine era stăpânul vostru și de cine ați ascultat.
ascultat. Uite cu i-ați păscut porci. Veniți de luați lumină. Auzi ce spune în noaptea de înviere. Veniți de luați lumină. Și de ce spune de trei ori? Pentru îngeri și sfinți, pentru oameni pe pământ, pentru sufletele din iad. Și într-o parul de la înviere vă spune așa, iar cei din iad se grăbeau cu pași repezi spre lumina cea neapropiată a învierii. Iată de ce fiul risipitor s-a văzut pus într-o postură neașteptată de către fratele mai mare, pentru că îngerii au fost creați înaintea omului și când au căzut, cunoșteau toate legile lui Dumnezeu pe care Adam n-a avut încă timpul și vremea să le cunoască, că Dumnezeu e mai înainte de toți vecii, noi nu știm cronologic în cer cum măsura Dumnezeu timpul de la momentul creierii îngerului până la creierii omului, care a fost distanța. Mai vin ăștia cu carbonul și spun că au trecut 7 miliarde de ani de când o vacă a fătat un vițel cu două capuri. Dar noi nu știm măsurătoarea timpului lui Dumnezeu, adică a puterii lui nemărginite cu măsurătoarea timpului științific. E o totală discrepanță. Dar important e că amândouă demonstrează veșnicia mai înainte de toți vecea lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi creată lumea de acum 10.000 de miliarde de ani în urmă. Deci, ceea ce este clar, noi nu știm. Noi știm că de la ieșirea lui Adam din rai se numără 7.000 și ceva de ani, dar cât o fi avut pământul până la Adam, nu-i treaba noastră. Asta chiar nu poate să știe nimeni, nici ăștia cu carbon 12. Și de ce v-am spus această pildă a fiului risipitor în modul ăsta? Ca să înțelegeți că lumea care stă astăzi în biserică, suntem lumea fiului risipitor. Avem dreptul să ne ducem să ne îmbrăcăm cu inelul, cu mantea și cu sandalele și să mâncăm vițelul. Să avem grijă să nu fim surprinși. Ori în țara porcilor, mâncând roșcove și păscându-i, ori undeva în țarina fratelui mai mare, cerând socoteală lui Dumnezeu, cum făcea Vasilică ăla de la iad, care spunea, Doamne, eu am făcut cât fratele meu fapte bune, de ce pe el l-ai dat acolo și pe mine aici? Și Dumnezeu i-a spus, uite, eu îți voi demonstra cât de bun ești și dacă meriți să stai la lumină. Și a pus pe ea în genunchi, i-a tras firul și i-a spus, urcă la mine. La jumatea pânzei i-a scuturat ușor. Și a zis, vezi că se rupe firul, ce faci? Doamne, nu-s eu de vină, uite cât s-au suit în urma mea pe pânză. Băi, dați-vă jos, nu-i pentru voi, mie mi l-a întins. Și Dumnezeu a tăiat de sus, stai acolo cu ei, că nici în suferință n-ai dobândit dragostea. Dar-mi-te în bucurie dumnezească. Deci nu poți să fii sfânt că te-a ales Dumnezeu, poți să fii sfânt numai dacă vrei. Nu poți să fii îmbrăcat cu sila în mante, în sandale și în inel. Nici din vițel cu sila nu poți mânca. Numai dacă vrei, trebuie să ai cele trei etape. Să-ți vii în sine, să te ridici și să mărturisești Tatăl. Am greșit, tacer și înaintea ta, fă-mă ca pe unul din hargații tăi. Amin.